Vedeți pe Cătălin, inovatorul. Am pregătit acest subwoofer. Îl țineam degeaba. Acum să leg. Am scos boxa de la el, că era greu. Și știți ce m-am gândit să fac din subwooferul ăsta, fraților? No, n-aveți nicio idee. N-aveți cea mai mare idee ce vreau eu să fac cu subwooferul ăsta. Dar o să-l pregătesc ca lumea, o să-l fac ca lumea. Am lipit un CD aici, că uite așa frumos, pac, am bandă de asta de hârtie suficientă. Am lipit ca să stea, să nu intre praful. Uite așa frumos. Nu aruncați lucrurile. De ce să dau bani pe alt tamburet când pot să frumos dintr-o chestie din asta, dar o să-i caut eu ceva, gata. Ia uitați cum am făcut. Așa arată el. Vreau să fac un tamburet din asta, o să-i pun aici un bureti ceva. L-am șters de praf, l-am aranjat. Ia să facem o probă. Ia uitați ce bun e. Am nevoie să stau aici la vechiul PC, când mai am nevoie să mai lucrez. Când am nevoie să mai lucrez aici, de exemplu, uite, voi la un vlog. Acum am pus vlogul meu ca să nu mă bage la copyright ăștia, vă dați seama că mă trezesc că mă bagă la copyright. Bă, dar ce fain stau pe tamburet. Nu știu cum vede pe cameră, dar uitați ce fain stau. Și o să pun ceva aici, pe afară e vreme de ploaie așa. Mă gândeam, bă, tot stau în casă degeaba și mă uit la vloguri. Aici o să caut prin hardurile mele ce mai am eu pe aici, prin calculatorul vechi. Acum, la iarnă, nu acum, când e frig și n-am ce face, o să mă uit pe aici, să vedem ce mai am, ce mai rezolv, ce mai fac. Mai am vloguri și pe aici. Da, fraților, cam atât a fost mini-vlogul acesta. Cu voi a fost Adrian Cătălin Zecate. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să dați acolo un subscribe la canalul meu. Mă scuzați dacă e dezordine pe aici. O să văd eu cum îl mai aranjez pe aici, poate o să-i mai lipesc câte ceva. Vrea să aprind becul, dar n-am mai aprins becul. Stăm așa ca pe întuneric. Ea unică, nu o dau mult la curent, dau 50-60 lei, adică plătesc părinții mei. Da, cam așa arată tamburetul, e un sistem de ăsta, o să-l pun acolo în colț la calculator. V-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog, pa, pa!